ziua! Salut! Se începe cu o scurtă prezentare despre dumneavoastră, compania pe care o reprezentați și ansamblul pe care îl promovați în acest moment. Ok. Octavian Gâlmeanu sunt. Reprezint compania Dimri. Dimri este o companie israeliană, iar aici în România suntem sub denumirea, denumirea proiectului de Dimri West Towers. Ca și ideea de ce, cine sunt, nu? Fac parte din această companie cu responsabilități pentru marketing și vânzări. Am o experiență în spate de 15 ani în ambele domenii, și marketing și vânzări, în real estate efectiv. Și pot spune că am suportul necesar cât să merg mai departe pe acest drum. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ansamblul Dimri West Towers. Dimri West Towers este un ansamblu tânăr în ideea dezvoltării unui nou cartier. Are undeva cam la 11 blocuri în prima etapă de construcție. Se extinde pe 4,1 hectare și crește. Crește pentru că vor fi încă 11 blocuri. Nu este un ansamblu de sine stătător cu o clădire, să zicem. Cum a început dezvoltarea acestui proiect? Din dorința de a face business în România. Dezvoltăm în Israel, dezvoltăm în momentul de față și în România. Peste 25 de ani de experiență în acest domeniu. Și atunci am spus, ok, găsim o zonă pe care să ne putem extinde și să dezvoltăm un cartier frumos și un cartier tânăr și un cartier care să poată să meargă mai departe și să spună, ok, vreau să locuiesc la Dimri West Towers. Care este strategia pe care o urmăriți pentru a îndeplini cerințele pieței în materie de locuințe noi? Încercăm să oferim clientului o locuință cochetă. O locuință în care să spună, ok, sunt acasă. O locuință care să fie utilizabilă. O locuință care să fie tranzacționabilă pe piață. Un exemplu mic este dacă peste 5 sau 6 ani de zile dorește să o revândă, să poată să aibă acest element de tranzacționare. Să spun, ok, este o variantă pe care mă pot baza în viitor, ca și investiție. Ce stil de viață propune locuirea într-un apartament din Dimri West Towers? Eu este un stil de viață tânăr. Cu tot ce ai nevoie, la îndemână, cât să poți să spui locuiesc acasă. De la un centru comercial foarte mare în fața proiectului, cu un acces foarte bun, o să povestesc mai ulterior despre ce înseamnă accesul la proiectul nostru, cu spații verzi, spații de joacă pentru copii, un spațiu în care nu ai probleme de genul trece mașina și se întâmplă doamne ferește ceva. În ce stadiu se află momentan lucrările și când vor fi demarate următoarele faze de construcție? Avem prima fază de construcție și din această primă fază de construcție, primul bloc este gata. Urmează să începem anul acesta încă 3 blocuri. Construcția, practic, se va extinde pe vreo 6-7 ani, clar, din aceste 11 blocuri. Dar avem un prim bloc care va fi gata peste 3 luni, 4 luni de zile, complet, care poate fi utilizat fără doar și poate cu tot ce ai nevoie, în afară de centru comercial. Ce dotări tehnice oferă locuințele din Dimri West Towers? Dotările sunt simple, în sensul în care predăm un apartament cu tot ce ai nevoie în interior, în afară de mobilier, bineînțeles, care fiecare și-o cumpără. Gresie, parchet, faianță, obiecte sanitare, apartamentul în sine și inclusiv blocul este conceput numai din cărămidă porotel, 30 de cm sau 20 de cm în funcție de compartimentare, termosistem cu polistiren 10 cm, avem un interior pentru încălzire centrale Wisman, avem lifturi Schindler, avem iluminat pe spațiile comune cu LED, bineînțeles și senzorul de boi. Avem tot ce ține de, să spunem așa, echipamente pentru pompare,
în ape pluviale, ape menajere și așa mai departe. Și vom avea, într-adevăr, ca și dotări tehnice, de fapt nu sunt dotări tehnice, vor fi niște, vor fi un spațiu comercial foarte frumos. Cum se raportează clienții la prețurile apartamentelor din West House? Eu zic că se încadrează destul de bine, pentru că conceptul este de prima casă. Apartamentele pe care le avem în momentul de față, 95 la număr, se încadrează cu succes în până la 60.000 de euro, începând chiar de la 55.000 plus TVA. Sunt niște prețuri ok. Nu sunt nici mari, nu sunt nici mici. Sunt niște prețuri care reflectă, practic, ceea ce primești. Valoare de tranzacționare a imobilului pe care îl promovăm. Ce mesaj ați dori să trimiteți la început de an vizitatorilor de la noi de pe portal? La mulți ani, bineînțeles, și să vină pe la noi, să ne cunoască. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu!